Sunt Răzvan Dang și asculți Disciplina Pozitivă, un podcast bun pentru copii atunci când îl ascultă părinții și profesorii. Ceea ce vedem, asta ni se pare nepotrivit, pentru că nepotrivit reprezintă blocajul la care cei mai mulți părinți și profesori se opresc. Adică pur și simplu se opresc la a observa, la a lua act de ceea ce face copilul. Și nu trec dincolo de ceea ce se întâmplă. Tocmai asta a făcut Rudolf Dreikers și Dorin, au fost oameni care l-au criticat, spunându-i cum poți tu să pui copiii în aceste patru cutii rigide. Iar Dreikers, un psihiatru de geniu, a răspuns: eu nu-i pun acolo, eu acolo i-am găsit. Și atunci vorbim despre atenția necuvenită ca fiind primul stadiu și lupta pentru putere următorul. Despre asta am discutat în episodul anterior, iar astăzi lucrurile se complică un pic. Practic, copilul își dorește să aparțină, să se simtă conectat cu adultul din viața lui și să contribuie la starea de bine socială. Acesta este lucrul individual, special, pe care Alfred Adler l-a descoperit. Faptul că fiecare om se naște cu dorința de a contribui la un bine social. Practic, noi nu suntem niște ființe egoiste, niște ființe făcute să trăim singuri, ci din contră. Suntem niște ființe sociale, iar cercetările în neuroștiințe de ultimă oră dovedesc acest lucru. Creierul nostru este eminamente social. Pe lângă faptul că își dorește această supraviețuire. Ei, și atunci când copiii nu se simt conectați, recurg inconștient la niște scopuri greșite. Primul este atenția necuvenită, urmează lupta de putere. Dacă în continuare ei nu găsesc acea conectare, ajung la răzbunare. Acesta este cel de-al treilea stadiu. Cum se răzbună un copil? Dur. Dureros. Dureros în special pentru el. Când copilul și părintele sunt implicați într-o luptă de putere crescândă și fiecare vrea să-l subordoneze pe celălalt, totul se transformă într-o intensă răzbunare. Copilul, în descurajarea sa, caută răzbunarea crezând că așa se poate simți semnificativ și important în mediu, în familie sau la școală. Până la acest moment a devenit convins că el nu se poate face plăcut și că nu are putere, iar el contează doar atunci când îi rănește pe alții, așa cum alții îl rănesc pe el. Și astfel, scopul său devine răzbunarea. Repet, acest scop este inconștient. Nu putem merge spre copii și să spunem: tu vrei să te răzbuni pe mine. El nu este conștient de ce face. Acești copii, care au cea mai mare nevoie de încurajare, din păcate, primesc cel mai puțin. E nevoie să îi înțelegem, să-i acceptăm așa cum sunt, pentru a-i ajuta să-și redescopere valoarea. Dacă părinții îi pedepsesc atunci când ei manifestă comportamente din sfera răzbunării, părinții nu fac din păcate altceva decât să le ofere încă o dovadă că sunt răi. De asemenea, le oferă inițiativa de a provoca în continuare, ceea ce duce la o viitoare răzbunare, la viitoare conflicte și dureri. Adulții din jurul acestui copil poate sesiza acest comportament foarte simplu, observându-și propriile reacții emoționale. Mie, practic, asta mi s-a părut cel mai interesant în teoria aceasta lui Dreikers, că, practic, nu am nevoie de un educator parental lângă mine, nu am nevoie să mă duc la 50 de cursuri de parenting, deși toate sunt bune, însă, dacă vreau cu adevărat să văd unde se află copilul meu sau elevul meu, este nevoie să mă uit în interiorul meu. Atunci când un copil vrea să aparțină prin scopul greșit de a se răzbuna, adultul începe să simtă emoții ca durere, dezamăgire, neîncredere și chiar dezgust. Deja atunci când copilul este în răzbunare, părintele a trecut înspre dezamăgire. Este dezamăgit de ce face copilul. Imaginați-vă acel copil care se răzbună pe a lui părinte pentru că sunt foarte importante notele pentru părinte, luând un 4. Părintele nu mai este furios. Deja a trecut în latura de dezamăgire.
e dezamăgit de copilul său. Deci este o furtună emoțională. Există cu adevărat o concepție în rândul societății, cum ar fi că înainte ca un copil să se comporte frumos, el trebuie făcut să se simtă prost. Adică îți spun să-ți fie rușine ca data viitoare să nu mai faci. Practic, n-am ajutat cu nimic pentru că nu te-am învățat cum să abordezi lucrurile data viitoare. Practic, disciplina este despre învățare. Dacă nu înțelegem lucrul ăsta, nu vom face decât să intrăm în aceste cercuri. Atenție necuvenită, luptă pentru putere, răzbunare și ajungem înspre a patra. O să vorbim imediat, unde de cele mai multe ori e nevoie de un specialist ca să-l putem să-l ajutăm pe copil să iasă de acolo. Astfel de momente de criză, atunci când copilul se răzbună, se cer vindecate cu multă blândețe, cu iubire, înțelegând că dincolo de aceste reacții se află nevoie nesatisfăcută. Copilul are nevoie de iubire, de prezența activă a adultului, pentru că adultul este reperul său psihoemoțional până după vârsta de 7 ani. Credința pe care o conține la nivel subconștient copilul într-un astfel de moment este: nu cred că aparțin, nu mă simt conectat, așa că îi voi răni pe cei din jur pentru a simți și ei ce simt și eu acum. Nu cred că sunt demn de a fi iubit, plăcut și apreciat de cei de lângă mine. Modalitatea prin care adulții contribuie la această trăire este caracterizată de idei ca: eu te sfătuiesc să. Nu mă interesează ce ai de spus. Nu te ascult. Eu te sfătuiesc să, pentru că eu cred că așa e mai bine și îți sunt de folos. Mă aștept ca tu să știi de ce eu mă concentrez pe notele tale sau orice altceva decât pe tine ca persoană. Eu știu mai bine ce e mai bine pentru tine. Oare chiar așa o fi? Hai să ne gândim. Și mesajul codat pe care îl transmite copilul este: sunt rănit și rănesc. Eu sunt o persoană destul de cerebrală, însă înclinată spre pozitivitate. Și atunci nu îmi place să pun omului în față diagnosticul: ești un părinte praf sau un profesor praf. Și îmi dau seama că, practic, ca să ajungi aici, în acest stadiu în care să fii deconectat de copilul tău, este bine să aflăm ce se află în interiorul tău. Pentru că părintele este produsul părinților lui, iar părinții lui sunt produsul părinților lui, lor. Inadecvarea asumată. Asta este cel de-al patrulea stadiu de deconectare, iar copiii care trăiesc în această stare vor spune: de multe ori nu pot. Iar asta poate fi confundat foarte ușor cu nu potul copilului care vrea să câștige atenție necuvenită. Însă, în vreme ce părintele simte că acela care vrea atenție necuvenită poate, însă nu vrea, ce are mai degrabă nevoie de ajutorul adultului doar pentru a-i fi în preajmă, părintele unui copil care a ajuns până în stadiul de inadecvare asumată simte într-adevăr că lui copil nu poate să facă asta din cauza propriilor emoții. Părintele unui copil cu un scop greșit de atenție necuvenită se va simți iritat. Însă cel al unui copil cu inadecvare asumată se va simți fără speranță. Iar eu am cunoscut astfel de părinți. Părinți fără speranță în ceea ce privește echilibrul copilului. Statul de inadecvare asumată este, așa cum vă spuneam, ultimul stadiu și cel mai grav din punctul meu de vedere, pentru că este cel mai greu de gestionat. O astfel de stare mai poate fi foarte ușor confundată cu depresia. Copilul pare a fi renunțat la orice, inclusiv la el însuși. Încă o dată vă reamintesc faptul că scopurile greșite sunt progresive și că dacă nu este satisfăcută nevoia de conectare și semnificația copilului, el avansează de la atenția necuvenită până la inadecvarea asumată. Adulții din jurul unui astfel de copil pot sesiza acest comportament cum? Observându-și propriile reacții emoționale. Atunci când un copil vrea să aparțină prin scopul greșit de a se simți inadecvat, părintele simte disperare, se simte lipsit de ajutor, se simte fără speranță și ajunge chiar să se simte el inadecvat. Adică nu sunt suficient de bun pentru a fi părinte. Este extrem de delicată această stare
Și doar cu foarte multă iubire și încurajare copilul poate ieși din cercul acesta. În astfel de momente, avem nevoie să înțelegem ce a generat acest comportament. Dorința lui nesatisfăcută de conectare și semnificație. Nu a primit atenție conștientă, nu s-a simțit iubit, ascultat și important în familia din care provine. Acest lucru se poate întâmpla și în mediul educațional, acolo unde predarea este autoritară, lipsită de conectare între cadrul didactic și elev. Credința pe care copilul o are la nivel subconștient este: nu cred că mai contez, că mă mai pot conecta, așa că voi începe să-i conving pe cei din jurul meu să nu mai aștepte nimic de la mine. Eu sunt o cauză pierdută, sunt lipsit de speranță și sunt neputincios. Nu are niciun sens să încerc, pentru că oricum nu voi reuși nimic. Modalitatea prin care adulții contribuie la această trăire este caracterizată de idei ca: mă aștept ca tu să te ridici și să trăiești la înălțimea standardelor mele. Cred că este treaba mea să fac lucrurile în locul tău. Iar mesajul codat pe care îl transmite copilul este: nu renunța la mine. Arată-mi, ajută-mă cu un prim pas, oricât de mic. Tocmai de aceea, diferența între atenția necuvenită și inadecvarea asumată este că în atenția necuvenită e bine să nu-l ajutăm pe copil să facem lucrurile în locul lui, deși el ne poate cere asta. Însă, în inadecvarea asumată, este necesar să facem noi. Uite, eu desenez prima linie, tu a doua, apoi eu a treia, tu a patra. Deci e nevoie să lucrăm împreună și orice pas, oricât de mic ar fi, este nevoie să-l încurajăm. Cam astea sunt cele patru stadii. Al vostru copil este o minunată radiografie a relației, a relației dintre voi ca părinți și a relației tu cu tine însuți. Mulțumesc tare mult!